Compania APASERV, singurul operator pentru servicii de apă și canalizare din județul Neamț, a apelat la parlamentarii de Neamț pentru modificarea legislației legate de serviciile de apă și canalizare. Pierderii care le-am prezentat noi sunt până la contorul general, sunt de la captare până la contorul general. În județul Neamț avem 12 parlamentari. N-ați încercat o discuție cu aceștia pentru modificarea legislației în sensul obligării fiecărui consumator de montare a unor repartitori de clasă C, cum doriți dumneavoastră, ca să se elimine toate aceste diferențe între clasa A, B, C? Nu. Deci am apelat la domnii parlamentari legat pe legislația care ne privea strict, direct pe, ca și operator. Dar partea de a monta un contor de clasă C în loc de un repartor de cost de clasă C în loc de A, eu cred că e partea de a președintele de asociație. Compania APASERV a realizat o corespondență cu asociațiile de proprietari din Roman pe tema contorizării individuale a serviciilor de apă și canalizare. Inițiative au fost, știți foarte bine, domnul Cadar, domnul Drăgușanu, au fost la modificarea 241. După cum spun asociațiile. Legat de procentul din 90%, în momentul în care am avut la Roman în dezbatere publică, noi am făcut corespondență cu asociațiile de proprietari și din toate asociațiile din Roman, legat de intenția dumnealor, dacă doresc sau să încheie convenții individuale de facturare, una a răspuns negativ. Convențiile care se încheie în județ pentru contorizarea individuală se fac între companie, asociații de proprietari și proprietari sau locatari. Ne-am adresat instanței în vederea anulării acestei hotărâri. Nu s-a stabilit încă termen. Este dosarul 1733-103/2014. Deci s-a încercat. Acea modificare, de fapt și de drept, a fost un proces verbal în care erau consemnate anumite discuții din cadrul procedurii prealabile. Noi n-am considerat că s-ar fi modificat în sensul intrării în legalitate sau pentru a se modifica prevederile metodologiei în sensul de a fi conform cu legea. După încheierea convențiilor de contorizare individuală, rolul asociațiilor de proprietari se va diminua, în sensul în care acestea vor avea rol doar în citirea repartitoarelor amplasate pe casa scărilor, la blocurile unde se încheie astfel de convenții și se operează modificările în instalații. Contractul rămâne cu asociația de proprietari. Rolul administratorului sau a reprezentantului asociației este de a citi repartitoarele de costuri și a transmite în timp util index și respectiv cantitățile pentru ca operatorul să le poată factura și să emite în factura până pe data de 15 a lunii următoare. Nu citește, nu plătește. Păi de citit, păi rolul asociației, toată lumea se întreba ce fac administratorii în cadrul unei asociații, ce face președintele în cadrul unei asociații, au treabă. Până acum împărțeau contravaloarea facturilor fiscale, acum vor citi, vor transmite operatorului, iar încasau, făceau demersuri, tot ce înseamnă obligații. Iar acum factura va fi emisă direct pe consumatorul final. După generalizarea la nivel de județ a procedurii de contorizare individuală, încasarea costurilor serviciilor de apă și canalizare se va face de către compania APASERV. La Roman există deja două blocuri care au trecut la sistemul de contorizare individuală a consumurilor de apă și canalizare încă din 2010. După finalizarea în instanța litigiului dintre APASERV și Consiliul Local Roman pe tema contorizării individuale, se va trece la aplicarea unui singur regulament la nivel de județ.